Hai, salut băieți, bine ați găsit la un nou videoclip. A venit skinul perfect în joc. Îl vedeți și voi. Mamă, deci cum arată skinul ăsta? E mult prea genial, efectiv. Uitați-vă la el. Frost cu un Ember, când credeam că nu o să mai bage skinuri geniale, a apărut acesta din tot update-ul ăsta și cred că mi se pare cel mai frumos skin la momentul actual. Și cred că l-am trecut și pe Byron. Și ce animații are în meci e efectiv genial, o să le vedeți și voi în curând, dar înainte de toate, apăsați butonul de like să facem mai multe, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și haideți să distrugem niște băieți cu acest skin mirobolant și unic. Nu avem tocmai cea mai bună hartă de Brawl Ball, dar facem noi ce trebuie. Go, avem și noi primul meci, o să ne fie puțin dificil contra Chester și Gray și tot felul de băieți, mai ales contra Buster. Dar o să încercăm totuși să ne descurcăm puțin, pentru că e o hartă destul de nasoală de Ember, dar uitați-vă și voi la hit. Deci, mamă, hitul ăsta se și învârte așa, e mișto rău, s-a jucat și Ember, s-a jucat și toate. Eșa ar trebui să moară, a, deja așa, dar gadgetul perfect. Are și emote, dar din păcate nu este animat, îl vedeți și voi, na. O să fie animat cel mai probabil, pentru că na, vor să le animeze pe toate, dar nu știu, bă, hitul e mult prea frumos. Hitul, adică și hitul, dar skinul în sine e mișto. Ultimata e puțin ciudată într-un fel sau altul, zici că e apă, nu știu, gheață care ia foc, ceva, e puțin dubioasă chestia aia, dar lăsăm la o parte chestia asta, tot mișto e și ultimata într-un fel sau altul, practic îl îngheți, știi, ia damage de la îngheț, nu ia foc. Emotul ăsta, îl vedeți, nu prea are sens pentru că e în flăcări și noi suntem de gheață. Bă, e ce trebuie, mă. Sincer să fiu, chiar își merită. Și 300 de gemuri aș fi dat pe skinul ăsta, fără mișto acum, e mult prea frumos. Chiar îl așteptam, era singurul skin din update-ul ăsta pe care îl așteptam și de băgat îl și pun cu o zi după, dar știți și voi, de obicei skinurile astea se lansează pe la 11, pe acolo 10-11 și nu apuc să și filmez, să și editez și să-l și pun în aceeași zi, de-aia câteodată apare cu o zi după. Skinul, dar am zis că neapărat trebuie să fac un videoclip și totodată vreau să-mi lăsați în comentarii ce ați vrea pentru următorul video, să facem un top 5 cei mai buni brawler din joc la momentul actual după balance change și na, s-au băgat și brawlerii ăștia noi, sau vreți să facem din nou cu încă un gear mitic să vedem care este bun și care este nu, pentru că mai avem acolo câteva gear-uri mitice, așa că lăsați-mi acolo în comentarii cam ce ați vrea să vedeți, dar până la urmă hai să câștigăm și meciul ăsta dacă tot. Chester ăla e mort. Bă, stăm foarte bine. Adică ar trebui să-i batem lejer Janus. Cred că acum ar trebui să fie GG. Bă, da, e GG. A câștigat primul meci. Și haideți să trecem și noi la cel de-al doilea meci. Bă, ce pot să zic? Zici că mă face skin-ul ăsta să mai duc o dată rank 35 Ember. La cât de fain e. Bine, probabil că după câteva meciuri, mă rog, după ceva meciuri o să te și plictisești de el. Adică mai ales acum mi se pare a început e tot timpul cel mai mare hype. Știți cum e și când mâncați o pizza, de exemplu, când mâncați o pizza, prima felie e cea mai bună, știi, dar după aia pe final parcă deja începe să te mai satisfacă chiar de mult pizza aia. E ceva de genul, sunt și skinurile astea noi, dar ăsta chiar este frumos din cap până în picioare. De la hit până la animații, de la tot. Place foarte, foarte mult. Primul gol destul de rapid acolo, deși au Chester din nou, nu știu, e plin de Chester în momentul actual, pentru că e cam cel mai bun brawler din joc, momentan. A venit și Daryl, s-a adus și Daryl, a jucat și el, dar nu astăzi. Cel mai probabil în următorul update o să animeze și acest pin, nu știu exact când, dar o să fie cât de curând, sunt curios ce o să-i facă la pinul ăsta, sper să nu fie doar clasic din ăla, dar nu. Nu știu, pare clasic pinul. Am greșit-o eu. A, perfect, bine acolo. Că a greșit-o și Sergiu mai rău ca mine și trecem la următorul meci. Bă, instantă din nou. Din nou, Chester, v-am zis, e plin de Chester și de Buster. Mă mir că momentan nu prea am dat de Buster, dar mai e Ashe care dă ca counter la Buster. Și se joacă Ashe sau Buster. E dominanță totală de brawler ăștia doi. Și Gray e foarte, foarte bun. Doar că e mai greuț așa de folosit. Dar e foarte, foarte bunicel. Numai că na, skill-ul ăla, îți trebuie ceva skill ca să poți să nimerești hiturile alea, nu știu, e destul de greu să le nimerești și așa, dar brawlerul în sine este destul de unic și mișto în același timp. Deci, nu știu, urmează să-l fac și pe 1000 de trofee.
În mod normal, pe el trebuia să-l postez astăzi, dar a venit skinul ăsta și am zis că n-am cum să nu fac un videoclip cu Frost Queen Ember, băi, e mișto, mă, e mișto rău de tot, îmi face plăcere să văd skin-uri de genul în joc, cum a fost și Lantern Sandy, bine, acum m-am plictisit puțin de Lantern Sandy, dar tot mi se pare super fan și skin-ul ăla, la fel și pe Byron, numai că sunt brawler care nu prea mai joci la momentul actual, la fel și Ember, nu prea te mai joci, Ember e destul de slăbuță în meta, și chestia asta este nasoală, pentru că na, are skin super mișto, genial, poate cel mai fain skin din joc la momentul actual și brawler în sine nu prea se joacă. Bă, cred că mi-a dat ăștia gol gratis. A, da, perfect, ok, 2-0, următorul. Și hai că avem aici un Chester din nou, cum v-am obișnuit, bă, dar ce abuzează lumea de Chester, bă. Am înțeles că e legendară gratis, dar nici în halul ăsta, mă, e... La orice meci e Chester, să vezi când prinzi double Chester, ce mișto e. Dar am dat primul gol foarte, foarte rapid, ceea ce este super bine pentru noi, nici 15 secunde ne-a luat. Deci presupun că o să fie un meci rapid, cred. Avem Ash fără skin. Tot timpul când văd un brawler așa fără skin, parcă mi-aduce așa un vibe din ăla de bă, îl pobate pe ăsta. Nu știu, așa zici că playerii cu skin sunt mai buni, habar n-am, nu știu exact cum funcționează, dar le-am dat gol, trecem la următorul. Încă o instantă, data aceasta avem Chester din nou și aparent primul Buster, cred, primul sau al doilea? Am dat să vedeți ce OP ultima dată lui Buster contra Ember, deci efectiv îmi trimite hiturile înapoi ca o mitralieră, deci destul de aiurea chestia asta, bine, pentru el nu, dar pentru mine da. Bă, nu știu exact, Ember nu cred că are nevoie neapărat de un buff, are nevoie de o schimbare de meta, pentru că brawlerii care sunt momentan în meta îi dau counter de obicei, cam toți. Mă rog, e destul de greu oricum Ember de jucat, într-un fel sau altul, pentru că nu e greu de jucat, este un brawler efectiv de auto-aim, apeși gadgetul și mergi în față cu auto-aim. Deci este un brawler foarte, foarte lejer de jucat, de-aia nici nu trebuie să fie foarte OP, pentru că na, trebuie un nerf și la Buster, din nou. Chit că și-a luat, încă mai trebuie. Dar, bă, nu știu, îmi place foarte mult hitul ăsta, așa, în spirala aia, bă, e genial rău de tot. Bine că ai dat tu mingea să nu terminăm meciul mai rapid, ești ce trebuie, brodere. Aștept și pinul animat, sunt chiar curios ce o să-i facă. La cel pe Byron am rămas surprins plăcut de ce au făcut cu acel pin, deci am așteptări și la acesta pe Ember. Și cred că este gol. Nice, perfect. Hai să trecem și la ultimul meci. Ultimul meci pentru astăzi este unul și fără Chester, Miramaș, dar e Buster acolo. Stum de hard counter, deci trebuie să am puțină grijă la stu, e foarte, foarte periculos, pentru că dacă își dă dash-urile alea, că îi dăm o pasă. Exact ce v-am zis, nu prea era să intru în foc. Era să intru acolo în foc și muream mai iurea. Chit că gheața dă counter la foc. Sau cel puțin așa știam eu. Sunt mor din nou. Sau? Vedem că i-am dat, l-am înghețat, l-am demolat acolo puțin. Bă, e mort. N-a rămas între ea și pe aproape acolo să moară. Ar trebui totuși să-mi folosesc eu și din gadgete. Gadget. Bă, s-a vorbit. Câteodată vorbesc foarte aiurea. Din gadgeturi ar trebui să mai folosesc din ele, nu știu. De obicei mai le uit așa din când în când pe Ember să le folosesc, deși ar trebui să le folosesc așa ca să dăm unul. Foc. Exact ce v-am zis, chestia asta pe Buster mi se pare extrem de overpowered, efectiv îmi trimite gloanțele înapoi ca o mitralieră, nu știu, nici la Colt nu le trimite așa cum le trimite la Ember, deci, na. Dar oricum, hit-ul în spirală e mult prea genial, bă, ce ai bă cu mortisul tău, calmează-te, deci eram să și mor, în fine, mergem. Avem 1-0, ceea ce este bine, tot timpul când ești în avantaje e mișto, știi că ai siguranța aia de a câștiga meci, mai are și long dash pe stu și a dat ăla și scut și l-a dat un puțin cam degeaba Mortis, calmează-te că nu se întâmplă nimic, exact Mortis, nu se întâmplă absolut nimic, nu trebuie să încerci play-uri de genul pentru că nu o să se întâmple nimic. Dăm și noi pinul ăsta, mamă cum se duce spirala aia acolo, m-am îndrăgostit de skin-ul ăsta, cred că e noul meu skin preferat, pe un brawler pe care nu-mi place, dar e skinul meu favorit, ne-a bătut ăsta pe toți trei, Mortis și totuși e long goal, dar a dat acolo bine Mortis, bă, hai mă că nu pierde meciul ăsta, vă asigur eu, nu, să dau măcar foc, pare nu s-a dat nici focul, ok, nicio problemă, hai să ardem aici,
Am zis că pot, îi dau și eu foc la Buster ăla, dar e cea șansă. Ok, încă un gadget, mai am unul. Hai că ai luat aici gheață, nu foc, bă, stai mă, că trebuie să mă dezobișnuiesc puțin de acum înainte. Ember nu mai e de foc, e de gheață, îi se potrivește mai mult decât Ember de foc. S-a încercat o manevră pe Mortis, hai că... Ăsta deja vrea să mă bage în montaje, în ce vrea să mă bage, hai tot să dau eu gol așa de final și este gol, perfect. Bun, până la urmă este un skin care chiar merită, deci vi-l recomand și vouă și noi ne revedem data viitoare, numai bine, pa, pa!